Cheesecake Classic. Gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Pentru blat, într-un vas amestecăm biscuiții mărunțiți cu nucile mărunțite și untul topit. Amestecăm bine totul. Transferăm amestecul într-o formă rotundă. Formăm baza cât și laturile, aplatizând ușor. Dăm forma cu blat în congelator pentru 20-30 de minute. Într-un vas amestecăm crema de brânză cu zahărul pudră. Adăugăm smântâna noastră cu 30% grăsime. Turnăm frișca. Încorporăm din nou. Încorporăm ouăle pe rând. Adăugăm amidonul de porumb și amestecăm până nu mai avem cocoloașe. La final adăugăm semințele de vanilie și sucul de lămâie și incorporăm. Scoatem blatul de la congelator, adăugăm crema, coacem cheesecake-ul în cuptorul preîncălzit. După ce cheesecake-ul s-a răcit complet, l-am dat la frigider peste noapte. Acum îl vom servi. Decorăm cheesecake-ul cu fulgi de migdale. Vom tăia o felie și vom servi cheesecake-ul. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare! Poftă bună!